În avionul național Under 21 care s-a întors din Spania, acolo unde reprezentativa de tineretă a desfășurat un stagiu de pregătire, dar și în aeroport, câțiva dintre jucătorii români au deranjat doi pasageri, soț și soție. George Câmpanu, în vârstă de 21 de ani, Ștefan Bairam, în vârstă de 18 de ani și Iovan Marcovici, în vârstă de 20 de ani, fotbaliștii ai Universității Craiova, au deranjat un pasager care călătorea alături de soție prin limbajul lor vulgar și prin faptul că nu purtau corespunzător masca de protecție. Florin Bratu, selecționerul echipei naționale a României Under 21, nu era prezent în aeronavă. Acesta a plecat în Germania pentru a asista la amicalul Germania Under 20, România Under 20, terminat cu scorul de 4 la 0. El confirmă însă incidentele. Am vorbit cu Bairam și Câmpanu. Mi-au spus că s-a exagerat puțin. Au fost mici probleme, sunt niște adolescenți care se mai tachinează în glumă. Nu este bine ce au făcut, sunt într-un spațiu public, reprezintă Naționala României. Însă echipa venise după 3 ore și jumătate de zbor de la Malaga la Viena, 6 ore și jumătate de stat în tranzit. După încă o oră de zbor, situația aceasta pandemică, există nervozitate. Vrei să ajungi acasă după 10 zile de cantonament? Plus că suntem destul de sensibili în această perioadă, a declarat antrenorul. Florin Bratu și-a cerut scuze public în numele jucătorilor pentru reacția deplasată a acestora. Ei nu au dreptul să reacționeze, îmi cer scuze public față de domnul respectiv și de soția dânsului. O să încercăm să îi dezvoltăm în continuare pe acești jucători. Suntem tot timpul și în autocare, și în avioane, și la antrenamente, trebuie să avem o conduită foarte bună. Cred că au înțeles. Vom încerca să prevenim aceste lucruri pe viitor, a declarat Florin Bratu în emisiunea fotbal Club de la Digisport 1. Două amicale a desfășurat România Under 21 în stagiul de pregătire din Spania. 1 la 0 s-a terminat meciul împotriva Suediei Under 20 și 1 la 3 împotriva Mexicului Under 21.